La ora actuală avem 10.832 de șomeri, din care femei 4.594, numărul șomerilor indemnizați fiind de 3.972, numărul șomerilor neindemnizați 6.860, rata șomajului fiind de 7,37%, este cu un trend descrescător față de perioada anterioară, când aveam 7,51% și un număr de șomeri de 11.009, avem practic o rata șomajului cu o valoare aproximativ egală cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Atunci aveam 7,37% și un număr de șomeri de 10.802. La nivel de regiune, vreau să vă spun că avem o medie a ratei șomajului de 7,85%, deci suntem sub media înregistrată la nivel de regiune. Practic, Mehedințu are 9,69%, Doljul 8,85%, Oltul 7,63%, urmăm noi cu 7,37% și Vâlcea cu 5,54%. Din punct de vedere al programului de formare profesională, avem organizate 36 de cursuri, la care avem cuprinse 848 de persoane, din care 770 sunt șomeri. Beneficiind de gratuitatea serviciilor de formare, 837 de persoane, aici intrând și cei 67 de deținuți de la penitenciarul Târgu Jiu. Avem planul realizat în proporție de 81%. De remarcat faptul că aproximativ jumătate dintre șomerii cuprinși la cursuri sunt cu domiciliul în mediul rural, mai exact ca și cifra ar fi 358 de persoane. Avem angajate în urma absolvirii programelor de formare profesională 397 de șomeri absolvenți de cursuri din planul de 400 cât avem impus prin programul de ocupare în urma formării profesionale, deci îl avem aproape 100% realizat. Iarăși, când mă mai întrebase cineva câți cu studii superioare avem cuprinși la cursuri, avem 149 de persoane cu studii superioare. Pe diverse meserii, pe o manager în activitate de turism, inspector resurse umane, dar sunt destui înscriși și pe cursuri de bucătari, de ospătari, de lucrători în comerț. De asemenea, vreau să remarc faptul că la cursurile de coafor, care se apropie de sfârșit, o parte dintre orele de instruire practică, cursanții le vor desfășura la Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, la căminele de bătrâni, de la Suseni, de la Dobrița, unde le vor acorda în cadrul orelor de instruire practică acele servicii de tuns, coafat. Din punct de vedere al programului de ocupare, vreau să vă spun că am încheiat cu 62 de angajatori până prezent, am încheiat convenții de subvenționare a locurilor de muncă pentru 28 de persoane cu vârsta peste 45 de ani, 33 de absolvenți și o persoană cu dizabilități și avem semnate, dar încă nu sunt evidențiate prin programul de ocupare, decât la sfârșitul acestei luni, deci când vom face raportările, am mai încheiat în luna octombrie convenții cu încă 108 angajatori pentru angajarea 37 de absolvenți, o persoană cu dizabilități, 95 de șomeri cu vârsta peste 45 de ani, 4 persoane unice susținătoare a familiilor monoparentale și 2 persoane care mai au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare. Nu, ne încadrăm. Deci în bugetul care l-avem alocat. Avem buget suficient. De asemenea, aș vrea să vă spun și situația actuală a absolvenților 2015 de învățământ care s-au înregistrat în baza de date. Avem 1641 care deja, din care 680 au statut de șomer indemnizat. 1304 sunt absolvenți de liceu, din care 616 sunt deja indemnizați. 39 sunt absolvenți de școală profesională, din care 20 sunt indemnizați. Cu studii superioare 202, din care 33 sunt indemnizați, post-liceală 91, din care 11 sunt indemnizați.
Din punct de vedere al bursei, am zis că nu vreau să întindem, aveți și dumneavoastră atâtea probleme, e și vineri. Din punct de vedere al bursei locurilor de muncă pentru absolvenți. Am avut pentru acest eveniment contactați 207 angajatori, își anunțaseră inițial participarea 42, au fost prezenți în sală 58, locuri de muncă oferite 476, 65 au bătut palma pe loc cu angajatorii, iar din cei 253 selectați pentru susținerea unui interviu sau unei probe de lucru, au mai fost încadrați încă 217, astfel am avut un total de 282 de persoane, deci absolvenți încadrați la această bursă, din totalul celor prezenți, rezultând o rată de plasare de 72%. Practic, bine, cu sprijinul angajatorilor, fiindcă a fost doleanța dumnealor de a încadra și le mulțumim și pe această cale, am realizat acest procent de plasare, ne-am autodepășit practic și față de ceea ce realizasem anul trecut, atunci aveam un procent de plasare de 71%. Aș mai avea încă două, trei chestiuni să le remarcăm. Vreau să vă spun că mă mândresc că împreună cu colegii am reușit să punem Târgu Jiu pe harta locațiilor în care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează și desfășoară diverse acțiuni, seminarii, întâlniri cu directorii executivi din țară, diverse seminarii cu colegii din Serviciul Public de Ocupare, acțiuni care s-au desfășurat la Târgu Jiu anul acesta. Am reușit să organizăm și bursa locurilor de muncă pentru Spania, știți destul de bine, când o treime din gorjencele participante la selecție au fost selectate și au plecat cu contract de muncă în Spania. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun că am fost unul dintre cei trei directori executivi din țară, din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, care am avut invitații, am fost invitați de către Ministerul Muncii la discuțiile purtate cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a-i lămuri, pentru a-i realiza că trebuie să susțină și să mărească bugetul Comisiei Europene pentru România, pentru tineri, pentru garanția pentru tineri, pentru a le oferi tinerilor șansa să ocupe un loc de muncă după absolvire. Eu zic că rezultatele au fost bune, vor fi până la urmă evidențiate prin mărirea acestui buget. Am luat cuvântul chiar în plen. A fost foarte bine și au notat toate problemele care le-am ridicat, nu numai cu această problemă cu mărirea bugetului, chiar am avut propuneri și de mărirea organigramei în cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, fiindcă am spus-o și chiar dacă rețineți, am spus-o de fiecare dată când am avut posibilitatea că suntem chiar subdimensionați față de serviciile din ce în ce mai multe pe care le acordăm clienților noștri. Eu vă mulțumesc. O să-i dau cuvântul colegei mele, doamna director executivă adjunct, Ana Maria Niculescu. Sunt tineri între 16 și 35 de ani și primesc ca și subvenție la nivelul salariului minim pe economie, 1050 de lei, timp de un an de zile și sunt scutiți de plata contribuțiilor către stat pe o perioadă de 3 ani. Indiferent, dar să facă dovada că ei nu au mai lucrat, deci primul meu loc de muncă, nu au mai lucrat decât cel mult 6 luni de când au terminat școala. Vorbim despre proiectul Fii activ la orice vârstă. Este un proiect care se finalizează, este al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Perioada de implementare a fost mai 2014-2015 și obiectivul general al proiectului îl constituie conștientizarea în rândul clienților Serviciului Public de Ocupare a importanței conceptului de îmbătrânire activă pe piața muncii și oferirea de instrumente informative specifice necesare instituțiilor
serviciului public de ocupare. Grupul vizat fiind reprezentat de 43 de instituții ale serviciului public de ocupare. O să vă spun că, ca și rezultat al acestui proiect, este un proiect, practic o campanie de informare în rândul persoanelor cu vârsta peste 55 de ani, dar nu în ultimul rând a angajatorilor, care sunt destul de reticenți în urma anchetei sociale care s-a realizat la nivelul țării. Angajatorii nu prea doresc să angajeze din această categorie persoane peste 55 de ani și s-au făcut foarte multe spoturi, audio, video, este și o pagină de Facebook, Fii activ la orice vârstă, dacă o accesați, foarte multe bannere, pliante. Este foarte interesant de știut că din întreaga populație activă, deci vreau să zic că locurile de muncă care se adresează acestei categorii de persoane la nivel național sunt 4258 de locuri de muncă vacante și 8% din grupul acesta peste 55 de ani ocupă aceste locuri. Deci la nivelul lunii, deci sfârșitul lui septembrie, aveam 15% din totalul șomerilor înregistrați din această categorie, la nivel național. Problema este să conștientizăm că aceste persoane în vârstă, este foarte benefic pentru ei să ocupe un loc de muncă. De ce? Fiecare are acasă un părinte, un bunic care se încadrează în această vârstă și practic și psihicul lui este mult mai bun dacă are o ocupație. În plus, are un venit al lui și nu este incomod. Adică știm cu toții că o persoană care este inactivă mereu se spune, uite, stă pe capul meu, sau indirect spus asta. Deci încercăm să încurajăm, mai ales că la nivel, deci până s-a făcut un studiu, că până în 2050 se estimează că numărul persoanelor care vor avea peste 60 de ani se va dubla, ajungând la 2 miliarde de oameni și 80% dintre ei vor trăi în țări cu venituri mici și medii. Și aceste descoperiri trebuie să se găsească soluții pentru adaptarea la aceste realități, la conceptul de îmbătrânire activă. Deci asta este o propunere la nivel mondial. Deci este și faimosul proverb, cine n-are bătrân să-și cumpere, iar pe de altă parte, chiar asta, cum vă spuneam, aici este un citat, de ce să-i ținem pe pensionari, de parcă aceștia ar fi oameni care n-ar fi muncit niciodată și parcă noi vom rămâne pe veci tineri. Deci există mentalități care trebuie să se schimbe și să se adapteze vremurilor. Deci să-i facem să fie cât mai activ, pentru că le este benefic atât lor, fiind activ și creierul este activ și ei sunt, au alt stimul de viață. Cam asta, nu vreau să vă plictisesc cu proiectul, se va finaliza acum în luna noiembrie. S-au realizat foarte multe spoturi, audio, video, bannere, pliante pe care noi le vom distribui, trebuie să le primim, urmează acum la începutul lunii, dar foarte mult s-a mers pe mediatizarea audio și video. Probabil ați văzut și la televizor că sunt și pe Antena 1, Antena 3, TVR 1, TVR 2. Referitor la EURES, avem foarte multe locuri, 2000 de locuri de muncă, 2204. Cea mai nouă ofertă este aceea cu Portugalia. Chiar astăzi am vorbit cu colega de la EURES care a plecat într-o delegație și îmi spunea că s-a discutat, selecția va fi în Moldova, deci va fi o întâlnire directă între solicitanții de loc de muncă. Această ofertă va fi pentru agricultură, pentru recoltarea zmeurei. De data aceasta vor primi și femei și bărbați cu vârsta între 18 și 50 de ani și din cauza că mereu aceste selecții au fost în Oltenia, acum cei din zona de nord au cerut să fie și la ei o selecție și va fi, se pare, la Roman.
Și atunci cei care vor să aplice pentru aceste locuri de muncă vor trebui să vină să ia legătura cu consilierul EURES din cadrul AJFM Gorj. Se pare că angajatorul vrea ca aceștia să aplice direct într-o platformă online, să-și depună CV-urile, și cei care doresc să fie sprijiniți în acest sens vor fi ajutați de consilierul EURES din cadrul AJFM Gorj, pentru că și distanța este foarte mare până la Roman și atunci se va face o preselecție a CV-urilor. Și vor ști exact cei care vor fi invitați să meargă la preselecție.